Sfântul Ulverii, agentul termic urmează să se ieftinească în municipiul Chișinău. Astfel, Termoelectrica a depus un demers în acest sens la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Compania propune un nou tarif de 1.997 de lei per gigacalorie, ceea ce reprezintă o scădere de 141 de lei față de tariful actual. În același timp, Termoelectrica solicită și reducerea tarifului pentru energie electrică. Potrivit calculilor, consumatorii urmează să achite 2 lei și 18 bani pentru un kilowatt-oră, cu 30 de bani mai puțin decât achită în prezent. Menționăm că tariful la energia termică achitat de consumatorii din capitală este de 2138 de lei pentru o gigacalorie fără TVA. Pentru energie electrică propusă de centralele electrice de termoficare ale Termoelectrica, consumatorii achită 2 lei și 48 de bani pentru un kilowatt-oră. Solicitarea va fi analizată de Andrei și ulterior va fi propusă pentru aprobare. Tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Chișinău ar putea să crească. Într-un demers depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, operatorul propune un tarif mediu de 22,51 lei, 14,10 lei apa și 8,41 lei canalizarea. Contactată de IPN, Galina Sanduța, șefa serviciului de comunicare al ANRE, a precizat că solicitarea operatorului este în proces de examinare. Data ședinței la care se va decide asupra demersului ACC urmează să fie anunțată pe pagina web a instituției. La ședința operativă de la primărie, luni, viceprimarul capitalei, Irina Gutnic, a declarat că solicitarea de ajustare a tarifului este în strictă conformitate cu cadrul legal. Decizia cu privire la ajustare urmează să o ia ANRE. În ianuarie 2023, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat un tarif la apă și canalizare de 15,30 lei per metri cub pentru consumatorii casnici și de 24,46 lei per metri cub pentru consumatorii non-casnici. Atunci, municipalitatea a calificat decizia ANRE drept una păguboasă. Ulterior, în octombrie 2023, ANRE a aprobat un tarif unic pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă pentru toți consumatorii, în mărime de 10,79 lei per metru cub, iar pentru serviciul public de canalizare, 4,18 lei pentru consumatorii casnici și 10,16 lei pentru consumatorii non-casnici. Ministerul Energiei a propus o majorare mai semnificativă a cotelor de accize la carburanți, în special la motorină, atât pentru că aceasta este semnificativ mai mică decât nivelul din statele europene, cât și pentru că acest tip de combustibil este poluant, scriu cei de la Mol Street. Potrivit autorităților, în Moldova, acciza la motorină este de 2,5 ori mai mică decât în țările europene. În acest context, Ministerul Energiei a propus în proiectul de politică bugetar fiscală și vamală pentru anul 2025 majorarea pentru următorii 3-5 ani a cotei accize pentru motorină în raport cu majorările care vor fi operate la benzină, astfel încât Republica Moldova, în calitatea sa de țară candidată la UE, să se apropie cât mai mult de cerințele minime comunitare aferente taxelor respective. Un alt aspect important invocat de Ministerul Energiei este necesitatea promovării unei politici verzi de descurajare a utilizării motorinei în calitate de carburant pentru transportul privat. Totuși, Ministerul Finanțelor, care a elaborat și promovat proiectul de politică bugetar fiscală și vamală pentru 2025, nu acceptă însă propunerea Ministerului Energiei. Cei de la finanțe menționează că, potrivit calendarului stabilit pentru următorii 3 ani, se observă o creștere a cotei accizei la produsele petroliere cu 7% anual. După o prăbușire cauzată de războiul din Ucraina, acum economia Republicii Moldova începe să ia avânt pe seama investițiilor private și a creșterii producției industriale. Declarația a fost făcută de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Dumitru Alaiba în cadrul unei emisiuni de la postul TVR Moldova. Potrivit oficialului, scăderea tarifelor la energie și reducerea dobânzilor bancare contribuie semnificativ la redresarea economică. Timpul pentru economie nu a fost cel mai bun până recent, însă ceea ce ne bucură este că aproximativ începând cu noiembrie anul trecut vedem tot mai multe semne de revigorare. Și o să vă dau câteva exemple. Investițiile private, asta sunt investițiile companiilor moldovenești, în primul trimestru al anului 2024, în creștere cu 12% într-un trimestru față de perioada anterioară, prima creștere de la începutul războiului. Investiția, ianuarie-februarie, am avut plus 10% față de aceeași perioadă anului trecut, din nou prima creștere
a industriei, industriei, am spus investiția, da? Cer scuze, a industriei de la începutul războiului și multe altele. Potrivit lui Dumitru Alaiba, există mai mulți factori care determină creșterea economiei, printre care reducerea tarifelor la energie și scăderea ratei dobânzilor bancare. Ministrul mai spune că Uniunea Europeană rămâne principala piață de desfacere pentru produsele moldovenești, deținând peste 65% din totalul exporturilor. Inflația a scăzut semnificativ, dobânzile la bănci au scăzut semnificativ, prețurile la tarifele la energie, care este o componentă importantă pentru economie, din nou s-au mai normalizat. Agricultorii noștri, văd aici imagini cu fructe și așa mai departe, se reorientează masiv spre prețul, spre piețele din Uniunea Europeană și aici avem o creștere fără precedent, o creștere foarte rapidă la unele fructe, altele puțin mai lent, însă așa e de la început. Este doar începutul, pentru că noi suntem foarte conștienți că Republica Moldova are nevoie de mult mai mult, are nevoie de mult mai mult decât acea creștere de 0,7% a PIB-ului în anul 2023. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în anul 2023, Republica Moldova a înregistrat o creștere economică de 0,7% comparativ cu anul 2022. Pentru comparație, în anul 2023, România a înregistrat o creștere economică de cel puțin 2%, iar Ucraina, țara aflată în război, a avut o creștere economică de 5,3%. Carne de pasăre proaspătă din Republica Moldova va ajunge pe piețele din Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Potrivit instituției, pe 7 iunie curent a fost aprobată prima fabrică din Republica Moldova cu drept de export a cărnii de pasăre proaspătă în stare refrigerată și congelată pe piața Uniunii Europene. Potrivit autorităților, acest lucru a devenit posibil datorită eforturilor Guvernului Republicii Moldova din ultimii ani și în rezultatul unei conlucrări prodigioase și eficiente a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor cu Directoratul General pentru Siguranța și Sănătatea Animală al Comisiei Europene. Producătorii de carne proaspătă din data de 30 aprilie 2024 pot exporta produsul pe cea mai extinsă piață din lume, cu condiția că respectă cerințele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, conform legislației din Uniunea Europeană. Apelul 3 de depunere a cererilor de acordare a subvenției în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare, ameliorare și protecție a solului se derulează în continuare. Anunțul a fost făcut de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Potrivit instituției, termenul limită de depunere a cererilor este 19 iulie. Cererile de solicitare a subvenției în avans se depun pentru următoarele submăsuri. Este vorba despre prevenirea și combaterea eroziunii solului, ameliorarea chimică a solurilor, de asemenea conservarea și sporirea fertilității solurilor. Plățile vor fi efectuate în două tranșe. În cea de întâi este vorba despre 70% din valoarea subvenției. Aceasta va fi achitată în condiția prezentării dovezilor cofinanțării din partea beneficiarului în proporție de cel puțin 20% din valoarea proiectului investițional. Cea de-a doua tranșă, 30% din valoarea subvenției, care se va efectua în baza cererii de debursare la darea în exploatare obiectivului investiției și prezentarea actelor confirmative. Dosarul de solicitare urmează să fie depus de către solicitant la direcțiile teritoriale ale AIPA din jurisdicția în care solicitantul va efectua investiția. Amintim că suportul statului constituie 80% din valoarea proiectului eligibil și nu va depăși 800.000 de lei. Pe rețelele de socializare au apărut mai multe videoclipuri cu râul Nistru, unde nivelul apei este foarte scăzut, iar pe o porțiune din regiunea orașului ucrainean Hotin, râul este secat. Mai mult, autorul filmulețului spune că așa ceva nu s-a întâmplat niciodată. În cadrul emisiunii Actualitatea la Raport a postului nostru de televiziune, Radu Cazacu, director adjunct al Agenției Apele Moldovei, a afirmat că țara noastră nu suferă de pe urma acestui fenomen. Imaginile așa, din primul, arată cam catastrofale, dar vreau să spun că n-a secat Nistru. Deci în acea regiune a Hotinului, cum am menționat anterior, s-a micșorat oglinda lacului de acumulare, deci s-a micșorat nivelul.
Și ceea ce e filmat cândva a fost acoperit de lacul de acumulare. Nistru cum curge în albe lui naturală, așa și curge. Totuși acesta susține că Republica Moldova se confruntă cu o perioadă de ape mici. Reșind din datele multianuale, iarăși la moment cel puțin ne confruntăm cu o perioadă de ape mici. Deci debitele de intrare în lacul de acumulare sunt în regiuni de 80-100 de metri cubi pe secundă. Pe prut, în principiu, cam aceeași situație. Resursele de apă ale bazinului Nistru în limitele teritoriului Republicii Moldova sunt evaluate la 10.700 milioane metri cubi. Din acest volum, mai puțin de 30% se formează pe teritoriul țării. Astfel, Nistru alimentează cu apă potabilă circa 80% din populația țării și 99% din populația municipiului Chișinău. Sistemul de reglementare a produselor vitivinicole aromatizate va fi îmbunătățit. O decizie în acest sens a fost aprobată de executiv. Astfel, autoritățile își propun să protejeze interesele consumatorilor și producătorilor, să promoveze produsele de calitate, dar și să reducă semnificativ costurile nejustificate ale producătorilor impuse prin certificare obligatorie. În context, proiectul stabilește cerințe noi referitor la etichetarea produselor vitivinicole aromatizate, și anume cerințe privind declarația nutrițională și lista ingredientelor, dar și produsele de producere autorizată pentru obținerea produselor vitivinicole aromatizate. Acestea vor contribui la sporirea protecției consumatorilor, prevenirea practicilor înșelătoare și asigurarea unei concurențe loiale între producători. În același timp, oficialul a subliniat că pentru a oferi consumatorilor un nivel de informare mai ridicat, pe eticheta produselor vitivinicole aromatizate trebuie să figureze obligator declarația nutrițională și lista ingredientelor. Denotat că stocurile existente de produse vitivinicole aromatizate vor fi comercializate până la epuizarea lor, după declararea acestora la ANSA în termen de 30 zile. Implementarea proiectului nu necesită alocare de mijloace financiare. La rândul său, prim-ministrul Dorin Recean a declarat că sectorul vitivinicol din țara noastră trebuie să tindă spre un vector de dezvoltare aliniat la rigorile comunității europene și să asigure fabricarea și plasarea pe piață a produselor mai competitive și de o calitate mai înaltă. Înțeleg corect că noi creștem calitatea, eliminăm costurile care nu sunt necesare, protejăm consumatorul și lărgim spectrul de țări unde produsele noastre vor putea fi exportate. Pentru a da posibilitatea agenților economici să se conformeze noilor prevederi, se propune intrarea în vigoare a hotărârii respective în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Peste 3,5 milioane de butaci de trandafir a exportat țara noastră în perioada anilor 2022-2024. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Potrivit instituției, principalele țări de export sunt Ucraina, Belarus, Letonia, Turcia, Polonia, România și Uzbekistan. Astfel, agricultorii din satul Dobroge Veche și raionul Sângerei sunt unii dintre cei mai activi producători de puiezi de trandafir din țara noastră. Operatorii economici din localitate au reușit în ultimii 3 ani să exporte o cantitate de peste 570.000 de butași. Doar în primele luni ale anului 2024, din regiune s-au exportat aproximativ 163.000 de puieți. Potrivit autorităților, accesul pe piețe noi reprezintă o oportunitate semnificativă, inclusiv pentru producătorii de puieți de trandafir. Amintim că în 2022 Republica Moldova a obținut dreptul de a exporta pe piața Uniunii Europene material săditor de nuc și măr, iar în 2024 material săditor de genul Prunus L. Este vorba despre prun, vișin și cireș. Consumul de pomușoare în rândul moldovenilor a crescut de peste 4 ori în mai puțin de 10 ani. Datele au fost prezentate de expertul în economie, Veceslav Ioniță. Expertul a mai precizat că în același timp au crescut și suprafețele plantate, fapt care demonstrează că această ramură se dezvoltă activ. Dacă observați, până în perioada 95, maxim a fost 86-90, 2,3 și 2.000 hectare de pomușoare pe toată Republica Moldova, inclusiv stânga Nistrului, iar astăzi noi avem de 2 ori mai mult doar în dreapta Nistrului. Cert este că astăzi noi avem 47.000 hectare de pomușoare, dublu față de
maxima care a fost în perioada sovietică și țineți minte, țineți cont că aici nu este luată stânga Nistrului. Dacă luăm stânga Nistrului, acum noi cu certuri am depășit destul de clar 5.000 de hectare. Economistul Veceslav Ioniță a mai afirmat că practic 10% din pomoșoarele produse sunt exportate, restul fiind consumate pe intern. Dacă ne uităm atent, în anul 2016 noi am produs 9,5 tone de pomoșoare, dintre care 8,1 tone le-am consumat, 1,4 le-am exportat. În 2023 am ajuns recordul istoric absolut, deci așa volumen am avut. De fapt, s-a început în 2021-2022, aveam aproape 21.000 de tone, dintre care 18,3 tone le-am consumat pe intern și 2,5 le-am exportat. Practic, noi 10% din pomoșoarele noastre care le producem, le exportăm, restul le consumăm pe intern. Privind veniturile din vânzarea pomoșoarelor, în 2023 a fost o creștere de producție, însă a fost înregistrată o scădere destul de semnificativă a prețurilor. Din 2016 până în 2020 era undeva la nivel de 200-300 de milioane de lei. În 2022 am ajuns la 590 de milioane de lei și este legat de doi factori. În primul rând a crescut și producția, observăm o creștere de substanțială, plus am avut o creștere de prețuri chiar mai mult decât s-ar dori consumatorul. În 2023 am avut o creștere de producție, însă am înregistrat și o scădere destul de semnificativă de preț, spre marea bucurie a consumatorului, și asta a dus la consum atât de mare de pomoșoare, iar piața a fost la 464 de milioane de lei, mai puțin ca în 2022, dar iarăși, comparativ cu orice altă perioadă, a fost un preț bun. Scurt pe doi, în prezent, piața de pomoșoare sau pomoșoare în Republica Moldova ca produs comercial sunt undeva la nivel de 500-600 de milioane de lei. Totodată, expertul s-a expus și asupra veniturilor obținute din export. Exportul la noi a oscilat întotdeauna un milion și jumătate de dolari până la aproape 3 milioane în 2019. Am avut un record absolut în 2021, ilegat și de preț, nu doar de volum, de 4,7 milioane de dolari, dintre care repartizat relativ egal căpșunile și zmeura plus minus egal 2,3 milioane de dolari. După aceasta avem o scădere legată de scăderea exportului de căpșuni în 2022, în 2023 avem o scădere de zmeură, alte pomoșoare practic nu exportăm, deci am ajuns la 3,3 milioane de dolari exporturi, scădere. Potrivit expertului, în anul 2023, 67% din pomoșoarele exportate au fost căpșuna și 33% zmeura. Astfel, din cantitatea totală, 40% a fost exportată în Federația Rusă, 32% în România și 18% în Polonia. Vizita de studiu a fermierilor moldoveni în Austria privind familiarizarea cu modelele europene ale camerelor agricole continuă. Astfel, aceștia au vizitat ferma lui Anton Kaiblinger din Austria Inferioară, unde au aflat mai mult despre caracteristicile camerei agricole austriece, avantajele ei și implementările necesare țării noastre. Familia Kaiblinger și-a lăsat amprenta în antreprenoriatul agricol. Ferma lui Anton, ale cărei începuturi din 1992 înregistrează 30 de hectare de pământ agricol și 5 hectare de pădure, a avut parte de o creștere înfloritoare. În prezent deține un teren agricol cu suprafața de 100 de hectare și numeroase culturi cerealiere și tehnice, precum cele de porumb, orz, ovăz și sfeclă de zahăr. Marcus Kaiblinger, fiul producătorului, continuă tradiția familiei cu propria fermă de curcani, dotată cu sisteme moderne ce crește anual 33.000 de curcani. Die Landwirte in Österreich arbeiten am Feld und sind nicht interessiert, so lange im Büro zu sitzen und europäische Gesetze zu lernen. Die Landwirte wollen das tun, was ihnen zusteht und das bekommen. Und da hilft die Landwirtschaftskammer und sagt ihm maßgeschneidert, was von den europäischen Gesetzen für ihn notwendig ist und wie er zu dem Geld kommt, das ihm zusteht. Potrivit fostului director al Camerei Agricole, Ministerul Agriculturii din Austria conciliază împreună cu Camera Agricolă în toate întrebările legate de Uniunea Europeană, dar și în aspectele legate de drept sau impozite. În același timp, el a declarat că eficiența producției se datorează sprijinului Camerei Agricole, care susține fermierii cu resurse și toate informațiile de care au nevoie. Eine hochwertige Produktion, die sehr spezialisiert ist. Und die ist organisiert über Genossenschaften und Vereine, die
wieder sehr gut mit der Landwirtschaftskammer zusammenarbeiten. Sie sind spezialisiert in ihrem Gebiet und sie nützen die Landwirtschaftskammer für alle Fragen, die auch alle anderen betreffen. Steuern, Sozialfragen, dienstrechtliche Fragen, Fragen der Werbung, Marketing, wie man zu EU-Geldern kommt, wie man Geld abholen kann, wie man mit den Landwirten gute Veranstaltungen machen kann. Auch die Vertretung gegenüber von Firmen. Manches Mal braucht man einen neutralen Dritten. În același timp, fostul director își afirmă entuziasmul față de implementarea Camerei Agricole în Republica Moldova. Sie sind stark dort, wo sie die Hilfe der anderen brauchen. Wir haben bei uns in Österreich die Landwirtschaftskammern in Zeiten gegründet, wo es uns gar nicht gut gegangen ist. Und ich glaube, Moldawien hat gerade auch keine leichten Zeiten und will eine gute Zukunft mit guten Lösungen beginnen. Und eine gute Lösung wird dann eine starke Lösung sein, wenn alle Grundeigentümer in so einer Landwirtschaftskammer organisiert sind. Denn eine schwere Aufgabe beginnt man nicht mit halben Sachen. Eine schwere Aufgabe muss man mit aller Kraft beginnen, mit allen, die mithelfen können, damit wirklich rasch etwas weitergeht. Denn der Wettbewerb rund um Moldawien ist schwierig und Moldawien hat aber sehr gute Voraussetzungen, in diesem Wettbewerb zu bestehen. Anterior, delegația de agricultori moldoveni a vizitat ferma lui Friedrich von Scherenberg și Saxonia Inferioară, unde a aflat care este principiul de funcționare a Camerei Agricole Germane. Proiectul Camerelor Agricole a fost aprobat de guvern pe data de 6 martie 2024, în scopul dezvoltării sectorului de colaborare a fermierilor, promovarea integrării tehnologiilor noi, a inovațiilor și a bunelor practici. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare atrage atenția populației rurale și urbane, autorităților publice locale, organizațiilor și antreprenorilor individuali cu terenuri, gospodăriilor țărănești, locuitorilor din sectorul privat și companiilor de administrare a clădirilor de apartamente asupra necesității implementării în timp util a măsurilor de distrugere a ambroziei. În ultimii 200 de ani, ambrozia s-a răspândit în 80 de țări. Ambrozia este una dintre cele mai dăunătoare buruieni și cei mai periculoși alergeni din lume. Plantelor. Daunele economice cauzate de ambrozie în zonele în care este răspândită sunt foarte mari. Prin dezvoltarea unei mase puternice deasupra solului și a unui sistem radicular extensiv, inhibă foarte mult plantele cultivate consumând multă apă pentru a forma o unitate de substanță uscată, ceea ce duce la uscarea solului. Ambrozia răsare în aprilie la o temperatură a solului de 8-10 grade Celsius. Înflorirea are loc de la sfârșitul lunii iulie până în octombrie, semințele se coc în septembrie-octombrie. În perioada de înflorire, ambrozia este cunoscută ca cel mai puternic dușman al sănătății umane, provocând focare de astm bronșic și febra fânului ambroziei. Cele mai mici boabe de polen care se încadrează pe mucoasa bronșică provoacă alergii severe. Măsurile de eradicare trebuie luate imediat și metodic. Plantele de ambrozie vor fi tăiate, smulse, distruse și eliminate din zonă. Este de menționat că ambrozia este de asemenea rezistentă la unele erbicide, ceea ce reprezintă o provocare majoră pentru măsurile eficiente de prevenire și control. Iunie este luna cireșelor, drept pentru care în popor ea este cunoscută sub denumirea de cireșar sau cireșel. Dulci, aromate și bogate în nuanțe de culoare, cireșele devin din ce în ce mai populare în rândul consumatorilor din întreaga lume. Conform statisticilor recente, Moldova cunoaște o ascensiune semnificativă în producția de cireșe. Cu condiții climatice favorabile și eforturile susținute ale fermierilor, recolta de cireșe în țară a atins cote înalte în acest sezon. Această creștere spectaculoasă reflectă nu doar abilitățile agricole ale moldovenilor, ci și potențialul lor de a impulsiona economia agricolă națională. Cireșele moldovenești bogate în antioxidanți și nutrienți esențiali, fructele ne oferă o serie de beneficii pentru sănătate și bunăstare. Odată cu creșterea cererii pe piețele locale și internaționale, cireșele devin un element cheie al exportului agricol din Moldova, consolidându-și poziția pe harta comerțului global. Potrivit Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe Moldova Fruct, în prezent Republica Moldova are mai mult de 4.000 hectare plantate cu cireși, iar suprafețele ocupate de livezi intensive sunt în creștere. În următorii ani, plantațiile intensive vor contribui la creșterea exponențială a producției de cireșe din Moldova, care în prezent ajunge la aproximativ 15.000 tone pe an. Moldova este în top 20 exportatori mondiali de cireșe, iar datorită investițiilor în acest sector, în scurt timp țara va ajunge în top 10.
Utilizarea tehnologiei și digitalizarea proceselor agricole sunt cheia pentru agricultură modernă și profitabilă, susțin frații Vedrașco, producători de struguri din Milești Mici. Deși inițial nu au văzut perspective de dezvoltare în Moldova, experiența acumulată în Statele Unite i-a determinat să revină acasă cu un nou impuls și o viziune proaspătă asupra agriculturii. Părinții noștri au început acest business care este la momentul actual practic preluat de generația tânără, adică din noi doi. Părinții noștri au început cu o plantație tradițională de viță de vie, care era minimă, era complet nedigitalizată, complet cum creșteau toți, așa creșteam și noi în momentul respectiv. Nu vedeam niciun, să zicem, un aspect pozitiv în dezvoltarea afacerii respective în aproximativ 15-16 ani în urmă, ceea ce pe ambii dintre noi doi cei frați ne-a mobilizat și ne-a făcut să plecăm, să emigrăm din Republica Moldova. Am emigrat în Statele Unite ale Americii, atât eu cât și fratele meu. Cu mult efort, frații Vedrașco au transformat complet întreaga lor plantație de viță de vie și au adoptat cele mai avansate tehnologii disponibile în domeniu. De la sisteme de irigare inteligente, care optimizează consumul de apă în funcție de necesitățile exacte ale plantelor, până la utilizarea stațiilor meteo pentru monitorizarea și gestionarea eficientă a culturilor. Fiecare aspect al afacerilor a fost modernizat. În procesul de creștere și dezvoltare am reușit să plantăm super intensiv sub tipul de pergola în stil italian aproximativ 20-25 de hectare și suntem în permanentă dezvoltare, în continuă dezvoltare și beneficiem de procesul de la creșterea strugurilor de masă în cel mai inovativ mod până la depozitarea strugurilor de masă în cel mai perfect sau cel mai digital sau cel mai modern mod din Republica Moldova, până la ambalajul cutie de carton, pungi la 1 kg, 1 kg 250 și exportul. Totodată, digitalizarea nu este doar o opțiune, ci o necesitate pentru a rămâne competitivi într-un mediu agricol în continuă schimbare, afirmă viticultorul. Viitorul digital agricol al Republicii Moldova, cred că se regăsește, de fapt, în tânăra generație care că va crește struguri de masă sau cireși sau prune sau orice altceva în Republica Moldova. Un suflu tânăr, o nouă generație care vine în agricultura din Republica Moldova vine cu un set de inovații. Noi am înțeles și cred că înțelegem că viitorul este în digitalizare. Prin adoptarea tehnologiei moderne, frații Vedrașco au reușit nu doar să-și modernizeze complet operațiunile, să reducă costurile și să maximizeze veniturile, dar și să obțină recolte mai bune, satisfăcând cerințele pieței. În majoritatea zonelor din țară, vița de vie se află în faza finală de înflorire. Potrivit specialiștilor, aceasta este o perioadă importantă care trebuie să decurgă în condiții favorabile pentru formarea unei recolte bogate. În acest context, consultantul în agricultură Sergiu Tutovan a oferit câteva recomandări privind efectuarea lucrărilor în plantație în perioada respectivă. Ne aflăm acum într-o plantație de vița de vie de tip pergola situată în satul Vadul lui Isac din raionul Cahul. După cum puteți observa, acum este finalizarea perioadei de înflorire. În acest context, am decis să vă oferim câteva sfaturi utile de îngrijire a plantației în această perioadă. În această perioadă, experții le recomandă fermierilor să efectueze lucrări de înlăturare a frunzelor și cipitul lăstarilor pentru a dezvolta armonios cultura și de a obține recolte mari de calitate înaltă. Acum urmează să înlăturăm frunzele care acoperă cea mai aproape inflorescență pentru a asigura sau a evita faptul de a fi astupat strugul în timpul tratamentelor fitosanitare. De eliminăm și strugul este expus ulterior preparatul fitosanitar, expus lumine și expus aerație. De asemenea, continuă în plantațiile tradiționale, continuă ciupitul lăsarilor principali, care n-a dorit să-l facă până la înflorit, că atare momentul optim este în pragul înflorit, care n-a dorit să-l facă. Operația dată se efectuează acuș la moment. În același timp, consultantul în agricultură Sergiu Tutovan a menționat și despre importanța efectuării acestor lucrări. Este important de efectuat aceste lucrări pentru ca să îmbunătățim condiții de iluminare și aerare și condiții de penetrare a produselor de uz fitosanitar. Este un moment foarte interesant, psihologic, care sperie multă lume.
În moment, fecătorul oricare lucră în verde, noi vedem să scutură flori, să scutură ovare nefecundate, cum se cuvine. Este ceva normal, este ceva fiziologic și firesc, pentru că din numărul total de flori care le avem la inflorescență, la stadia de bobiță care urmează să fie mâncată, ca și la toate speciile, practic, și pomicule, ajung undeva 15-20%. Restul tot cade singur fiziologic. Dacă e tot în regulă, dacă s-a efectuat protecția la nivel înainte de floare și nu avem patologii sau nu avem carențe de microelemente în timpul înfloritului, tot ce cade, cade numai pur fiziologic. Adică nu e nici alarmant și așa și trebuie să fie. O altă recomandare este evitarea aplicării fertilizanților în timpul înfloririi. În timpul înflorit nu se aplică niciun fertilizant. Fertilizant se aplică înainte din florit, se dă bor cu 2 săptămâni înainte din florit pentru ca să îmbunătățească condițiile de polenizare și se aplică ulterior după înflorit prin, nu, care au irigații dau prin fertigare, dau cu irigația, care nu au fac foliar, preparate care conțin microelemente și din macroelemente trebuie să domine fosforul pentru că acum se formează primordii de inflorescență pentru roada anului viitor. Potrivit specialiștilor, există diverse boli care pot afecta vița de vie, unele dintre ele fiind capabile să producă pagube de la 80 până la 100% din producția finală. Pentru a evita astfel de probleme și de a asigura o producție sănătoasă și bogată, este necesar să se efectueze stropitul viței de vie. Tratamentele se efectuează în perioada dinainte de înflorit și după. Numărul șomerilor care beneficiază de ajutor social s-a redus de 10 ori într-un an, potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în primele luni ale anului 2024, prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, au fost angajați 3.117 șomeri, dintre care 1.431 doar în luna mai. Mai multe informații pot fi obținute apelând gratuit la numărul centrului de apel al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, numărul 0800 1000, sau vizitând portalul angajat.md. Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au depistat activități ilicite de reproducere și comercializare a măcilor de albine de rasa Buckfast, care nu sunt omologate în Republica Moldova. În rezultatul examinării unor anunțuri suspecte de vânzare-cumpărare din mediul online, inspectorii ANSA au organizat un flagrant printr-o acțiune de cumpărare de control a reginelor de albine din rasa neomologată propusă spre comercializare de către un cetățean. Ca urmare a materialelor acumulate și a celor constatate, cetățeanul vizat comercializa ilicit măcile de albine de rasa Buckfast. Astfel, persoana urmează a fi sancționată cu o amendă de la 2.500 până la 7.500 de lei. În acest context, instituția reamintește că comercializarea reginelor de rasă de albine este permisă stupinelor de prăsilă cu condiția că sunt însoțite de certificat de rasă al măcii de albine. De asemenea, apicultorii sunt îndemnați să solicite la achiziționare certificatul de rasă al măcii de albine pentru a se asigura de calitatea corespunzătoare a acestora. La 12 iunie se marchează 83 de ani de la primul val de deportări sovietice din Basarabia și nordul Bucovinei. În urma acestor evenimente tragice au fost transportați în cele mai îndepărtate regiuni ale fostei Uniuni Sovietice oamenii cei mai înstăriți, dar și cei considerați a fi o amenințare la adresa regimului. Deportările, care au vizat în special populația intelectuală, au avut ca scop distrugerea coloanei vertebrale a poporului și subminarea identității românești a populației din teritoriile ocupate. Aceste acțiuni au fost urmate de organizarea colhozurilor și proprierea proprietăților private. Conform datelor oficiale, aproximativ 70.000 de români basarabeni au fost strămutați cu forța în Siberia și Kazahstan în cele 3 valuri de deportări. Primul val de deportări înregistrat în noaptea de 12 spre 13 iunie a afectat 25.000 de persoane. Alte două valuri au avut loc în 1949 și 1951, când aproximativ 40.000 de persoane au suferit aceeași soartă. Operațiunea de deportare a fost coordonată de Biroul Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, cu
cu structurile NKVD ca bază logistică. Deși directivele veneau de la Moscova, cei care le-au pus în aplicare au fost localnicii din Basarabia. Listele cu deportații erau întocmite pe bază denunțurilor, iar criteriile de selecție includ pregătirea și activitatea capului familiei, averea sa și colaborarea cu administrația românească. Operațiunea de deportare a început în miez de noapte, când echipe de militari înarmați și lucrători ai securității băteau la ușile oamenilor pentru a-i lua prin surprindere. Aceștia erau îmbarcați în vacuane de marfă, fără apă și hrană și transportați în condiții inumane spre destinații necunoscute. În ciuda dificultăților, oamenii și-au păstrat demnitatea și speranța. Aproape 20.000 de persoane au fost deportate în total, iar consecințele acestor acțiuni au marcat dureros istoria Basarabiei și nordului Bucovinei. Un număr de 768 de cazuri noi de rujeolă s-au înregistrat în ultima săptămână, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, scrie agerpres.ro. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, de la începutul perioadei de raportare 1 ianuarie 2023, s-au înregistrat 18 decese din cauza rujeolei. În ultima săptămână a fost raportat un deces la un copil în vârstă de 10 luni, nevaccinat antirujeolic, contact cu sora sa în vârstă de 13 ani, nevaccinată antirujeolic și diagnosticată cu infecție cu virus rujeolic. Cele 18.146 de cazuri confirmate cu rujeolă au fost raportate în perioada 1 ianuarie 2023-9 iunie 2024 în toate județele țării și în municipiul București. Cele mai multe îmbolnăviri s-au înregistrat în județele Brașov 2074 și Mureș 1216, precum și în București 1638. În perioada 6 decembrie 2023-9 iunie 2024, conform datelor extrase din Registrul Electronic Național de Vaccinări, au fost utilizate 169.312 doze de vaccin Oror, dintre care 27.686 de doze utilizate pentru copii cu vârste între 9 și 11 luni. După ce an la rând s-au plâns de acoperiș spart și ploi în selele de instruire a copiilor, la începutul acestei veri, lucrările de reparație acoperișului grădiniței numărul 2 din orașul Căușeni au început. Este vorba de schimbarea scheletului de lemn la toate cele 6 blocuri de studii ale instituției preșcolare, dar și termoizolarea fațadei. Pentru modernizarea grădiniței, primăria Căușeni a luat un credit de 7 milioane de lei cu o rată de 3% anual. În plus, au mai alocat alte 2 milioane 200 de mii de lei din bugetul local. Din cauza acoperișului, deja ne scadă și podul în cap la spălătorii și la blocul alimentar, măcar că este făcută reparație capitală. Aceasta era situația în grădinița numărul 2 din orașul Căușeni în luna iulie anului 2022. La fiecare ploaie, unele încăpere ale instituției preșcolare erau transformate în bălți, iar conducerea instituției tot cerea ajutor de la autorități să le repare acoperișul. În luna octombrie acelui an, autoritățile locale au anunțat o licitație publică pentru reparația întregului acoperiș la instituția de educație timpurie și termoizolarea fațadei inclusiv. Rezultatele licitației trebuiau au fi făcute publice pe 10 ianuarie 2023, iar din acea zi și demararea lucrărilor. De 2 ani însă au avut nevoie autoritățile pentru a desemna un câștigător și pentru a da startul executărilor de reparație. Astfel, abia în iunie anul acesta, grădinița s-a transformat în șantier. În 2020 s-a făcut expertiza tehnică la acoperișuri și tot în 2020 s-au făcut documentații de proiect. Din 2020 până la ziua de azi s-au făcut negocieri, s-au găsit bani cu Banca Mondială, nu știu cine îi finanțează. Pentru reparațiile capitale executate la toate cele 6 blocuri de studii, primăria orașului a accesat un credit de 7 milioane de lei cu dobândă de 3% anual, iar din bugetul primăriei au mai fost alocate alte peste 2 milioane de lei. În grădinița numărul 2 din Căușeni sunt încadrați 320 de copii. Miros urât și mormane de gunoi, de asta o parte a locuitorii din unele curți din orașul Bălți, după ce deșeurile menajere nu au fost evacuate. Oamenii sunt nemulțumiți și zic că deșeurile nu au fost strânse de câteva zile. Responsabilii se contrazic și dau vina unul pe altul. Eu aici toată viața trăiesc, așa dezordine nu a fost, nu știu de ce este legat. De câteva zile de săptămâna trecută nu a fost mașina să strângă gunoiul, nici nu știu să te duci la primărie, inutil, pentru că oamenii deja au fost. Destul de des sunt pline containerele gunoi pe unde se nimerește, noi deja ne-am deprins, nu ne merem. Ultima dată când ați văzut că s-a strâns gunoiul aici? Cred că vreo 5 zile în urmă. E strașnic, desigur, câteva zile în urmă nu era așa. Acum da, e rău, mai ales pentru casele de alături. Nu e bine, desigur, infecția o să se răspândească, oamenii parcă aruncă în containere, dar oricum nu este dus, nu știu din ce cauză.
Directora interimară de la DRCD Bălți spune că în acest moment 5 unități de transportare antrenate în evacuarea gunoiului sunt în reparație, iar dacă primăria nu va ajuta financiar, situația se va agrava. Înțelegeți, mașinile s-au oprit, avem 4 mașini la reparație, 5 deja, iată, după masă s-a mai stricat o mașină, primăria nu ne plătește nouă datoriile, noi nu avem pe ce să cumpărăm piese, nu avem cu ce alimenta aceste mașini. Dacă această problemă primăria nu o va rezolva, să achite datoriile DRCD-ului, peste o perioadă de timp, orașul va fi inundat de gunoi. De cealaltă parte, primarul de Bălți spune că DRCD are banii necesari. DRCD-ul are serviciile care se achită de către toți cetățenii și eu am fost informat astăzi că noi avem, adică DRCD-ul are peste 1.300.000 de lei datorii față de poligonul de față de gunoi ăștia de la Țambula. Din câte am înțeles eu, pentru 3 luni de zile nu s-au achitat acolo niciun ban și vreau tare mult să cunosc din care cauză, pentru că lumea achită banii. Deci bani pentru gunoi, DRCD-ul are. Pentru evacuarea gunoiului, locuitorii municipiului Bălți de la bloc achită 11 lei pe lună, iar cei din sectorul privat 19 lei și 70 de bani. În perioada temperaturilor ridicate și umiditate redusă, populația trebuie să respecte cu strictețe regulile de apărare împotriva incendiilor. Îndemnul vine din partea Inspectoratului General pentru situații de urgență. Astfel, în vederea prevenirii incendiilor de vegetație și a cerealelor, care pot afecta suprafețe extinse, pompierii îndeamnă cetățenii să evite utilizarea focului deschis în preajma lanurilor cu cereale, spațiilor forestiere și locurilor de agrement. Totodată, Inspectoratul General pentru situații de urgență vine cu recomandări pentru cetățeni în vederea reducerii riscurilor pentru sănătate pe timp de caniculă. Astfel, oamenii sunt îndemnați să stea la umbră, evitând expunerea îndelungată la razele directe ale soarelui. Dacă ieșirea din casă în orele de vârf este inevitabilă, atunci se recomandă utilizarea mijloacelor de protecție solară și hainelor lejere de culori deschise. Totodată, pentru o hidratare corespunzătoare, salvatorii îndeamnă oamenii să consume suficientă apă pe parcursul zilei. De asemenea, cei care au îngrijă copii, vârstnici și persoane cu boli cronice sunt rugați să-i protejeze de efectele caniculei. În vederea evitării incidentelor pe apă, cetățenii sunt avertizați că scăldatul se permite doar în locuri autorizate și amenajate cu stații de salvare. În perioada vacanței de vară, maturii trebuie să-și monitorizeze strict copiii aflați în preajma lacurilor și râurilor, dar și să nu le permită scăldatul de unii singuri. Jocul acestora în apă trebuie să fie monitorizat permanent. În situațiile de risc, oamenii sunt rugați să apeleze de urgență serviciul 112. Picnicurile și grătarele în aer liber sunt cele mai preferate moduri de organizare a odihnei pentru moldoveni în sezonul estival. În acest context, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor îndeamnă persoanele care organizează o zi în aer liber cu familia sau prietenii să fie atenți ce produse pun în coșul cu alimente și, cel mai important, să aibă grijă de condițiile de păstrare a acestora. Astfel, persoanele sunt îndemnate să păstreze alimentele perisabile la temperaturi mici, iar băuturile răcoritoare și alimentele perisabile în lăzi frigorifice separate. La rândul lor, lăzile frigorifice trebuie să fie închise sau deschiderea acestora trebuie să fie limitată la minim. Totodată, cetățenii sunt îndemnați să nu contamineze încrucișat alimentele. Fructele și legumele proaspete trebuie să fie spălate sub jet de apă înainte de a fi introduse în lada frigorifică. În același timp, ANSA a oferit recomandări privind prepararea cărnii în aer liber. Ca și gătitul în condiții casnice, trebuie să vă convingeți că bucatele de la grătar sunt sigure pentru consum. Astfel, marinați carnea respectând condițiile de igienă și siguranță. Păstrați carnea marinată în frigider. Dacă intenționați să utilizați o parte din marinadă ca sos pentru mâncare gătită, rezervați o porție separat înainte de a adăuga carne crudă. Nu refolosiți marinada din carne. În același timp, păstrați fierbinți alimentele gătite la grătar și nu refolosiți tacâmurile sau ustensilele pentru gătit atunci când mergeți la picnic. Important este să nu lăsați alimentele servite la picnic la temperaturile între 4 și 60 de grade Celsius mai mult de 2 ore sau o oră dacă temperaturile exterioare sunt peste 30 de grade Celsius, anume în care bacteriile din alimente se pot înmulți rapid și pot provoca toxinfecții alimentare.
Masele de aer cald aflate deasupra Africii de Nord și a centrului regiunii mediteraniene se îndreaptă spre est și vor duce la o creștere a temperaturilor de până la 45 de grade Celsius în unele zone din Grecia și Turcia, transmite agerpres.ro. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate miercuri și joi, înainte ca mercurul din termometre să scadă la sfârșitul săptămânii, potrivit meteorologilor eleni. Școlile din unele regiuni ale țării se vor închide la ora 11:30 sau vor rămâne complet închise în situația în care municipalitățile locale decid că temperaturile sunt prea ridicate. Ministerul Muncii din Grecia a făcut apel la persoanele din sectoarele public și privat să lucreze de acasă în cazul în care acest lucru este posibil. Pentru numeroșii turiști aflați în această perioadă la Atena, Crucea Roșie din Grecia a amenajat standuri în piața centrală Sintagma și la Acropole, unde personalul distribuie gratuit apă. Populația este sfătuită să evite să iasă afară la orele amiezii, să bea multă apă, să evite alcoolul, să nu mănânce exagerat și să nu facă exerciții fizice viguroase în aer liber. Numeroase orașe și municipalități din Grecia au decis deschiderea unora dintre clădirile publice dotate cu aer condiționat persoanelor fără adăpost și nevoiașe și celor care nu dispun de aer condiționat acasă. Serviciul de meteorologie din Turcia a avertizat de asemenea asupra valului de caniculă care va lovi cu precădere vestul țării, unde sunt prognozate temperaturi în jur de 45 de grade Celsius. Meteorologii turci au îndemnat populația să evite să iasă afară între orele 11 și 16, în special persoanelor în vârstă, copii și bolnavi cronici.